Să vină înaintea Domnului îmbrăcată în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Dar femeia care vine de jumătate dezbrăcată să-și prezinte toată marfa pe piață în adunare, nu vă râgeți că e de plâns asta. E de plâns. O să vă dau un exemplu și martor la ceea ce o trebuie să mă fac pe nebun. Într-o adunare unde am fost, corul era așa ca aici, femeile partea aceea o voce, bărbați aici, dincolo femeile alte voce și bărbați aici. O femeie cu fusta așa de o palmă, stătea așa să mă scutați, uite așa stătea în fața bărbaților. Două oameni buni, dar acum ori ești o nebun, ori voi ați părăsit tot ce e dumnezeiesc. Cum vă puteți permite o asemenea spurcăciune și o asemenea stricăciune în adunare? Pentru că degeaba vreți să-mi explicați mie că ce-i în carnea asta. Ce-i în carnea asta e și na voastră. Noi nu suntem decât putregai. Și dacă nu-i Duhul Sfânt care să stea în viața noastră, să ne dirigeze viața pe calea pocăinței, ne rupem gâtul în adunare aici și ajungem cât pe aici, zicea omului Dumnezeu, era să mă nenorocesc de tot în mijlocul adunării și a poporului. Și toate astea pleacă de aici. Dacă învățătura nu se dă așa cum scrie Biblia, ne încurcăm de tot. E aceea Duhul Sfânt o tras atenția și Apostolul Petru făcea accent. Pentru că mă rezum la versetul care l-am citit din Ioan. Să lucrați lucrarea care o cere Dumnezeu să o facem. Nu asta care satură pânchecul, care scoate în evidență ce grozav predicator suntem, ce diplomat suntem, câte doctorate avem, la Dumnezeu toate astea egal cu zero. Pentru că și dacă fac slujba, și așa diavolul are reușită în biserici. Dar dacă trăiesc pocăința 100% și nu fac slujba cum eu cere Dumnezeu, am șansa să spună Domnul, nu te-am cunoscut niciodată. Pentru că citim în Matei capitolul 7, versetul 21, mulți ori vin în ziua aceea și o zice: Doamne, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău, am făcut semne și minuni. Și Domnul le-a spune: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Tare, spune tare. Nu și scrie acolo. Nu scrie și fără de lege. Ați lucrat fără de lege. Adică ați lucrat cum vă tăia capul. Cum vă gândit mintea, așa ați făcut voi. Ei, Dumnezeu nu acceptă astfel de slujire. Pentru că auziți ce zice Duhul Sfânt prin Petru. Îl știți voi. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului feluit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care... De unde? Cum? Darul primit de la Dumnezeu, zice fratele, sunteți de acord cu el? Fiecare să slujească altuia după darul pe care l-a primit. De unde? De la seminar. De la cult. De la papa. De unde? De la Dumnezeu. Pentru că așa v-am citit în Corinteni 12. El le dă darurile, el le dă slujbele și el face lucrările Duhului Sfânt. Aleluia! Și când nu putem să... Eu cu fratele ăsta amândoi avem Duhul Sfânt. Amândoi suntem pentecostali, botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt și predicăm Evanghelia. Dar eu cu el nu mă pot unii, nu mă pot asocia. Întreb, e Duhul Sfânt în noi amândoi? Puteți să-mi spuneți cât vreți, eu nu vă cred. Că Duhul Sfânt face unitate, face legătură. Duhul Sfânt vrea să facă curățenie generală în Biserica lui Hristos, pentru că Hristos, asta e misiunea la care ne-a chemat. Biserica asta vrea să o prezinte înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce? Curată, mărit să fie Domnul. Dacă nu e asta dorința în fiecare dintre noi, chem aici împreună, dar ne uităm așa peste umăr unul la celălalt. Ăsta? Ăla? Păi dacă ar fi Duhul Sfânt, nu mai putem face asta, dragii mei. Când e Duhul Sfânt prezent acolo, de la cel mai mic din adunare, niciodată, toți anii mei, 40 de ani cât am stat în fruntea bisericii, 30, pardon, 40 a fost doar în comitet,
La 30 de ani când am stat în fruntea bisericii, niciodată nu m-a jenat un copil de 10, 12, 13, frate Pașca, ai vorbit ceva și mie mi se pare că nu potrivește cu Biblia. Ce-am vorbit? Aia, mulțumesc! Mulțumesc Domnului și ție pentru că ai stat trează în adunare. Asta e dovada că te interesează ce să vorbești în adunare când m-ai luat de mâine că și mă întrebi. Tu vii, mă, să-mi dai mie lecții, mă? Tu care nici nu știi cum... Cine ești eu? Un verme a pământului, un putregai. Fraților, pe Pașca care vă vorbește astăzi, nu-l puteți pune în cântar după predică, ăsta e darul lui Dumnezeu. Pașca reală e ăla care trăiește în fiecare zi printre oamenii de afară, în familie, în societate, la serviciu, la școală. Ăla e adevăratul Pașca. Ăsta ce-l vedeți aici e astăzi darul lui Dumnezeu. Aleluia! Dar suntem furați! Curați! Și la ora actuală, bisericii întregi sunt buimăcite de proroși mincinoși. Am dovezi în privința aceasta și spuneam fratelui moldovan de la Oradea, de la filială, băi, du-te, cheamă-i la ordin, strânge-i undeva și spune-le că oamenii ăștia măr cu ochii de știși că tăiat. În cumnata mea la 52 de ani, a murit de cancer. Înainte de a muri, cumnata mea a mers la toți prorocii când i-au cunoscut. Arad, Timișoara, Bihor, Sălaj, Satul Mare. Cred că vreo 50 au avut pe lista care au prorocit. În 53 au prorocit că se duce la Domnul. Restul că Domnul vindecă, o să o da și data precisă când îl pune pe picioare. Și copiii, 13 copii care au rămas în urma lui Iosu, nu are rost să mai mergem la adunare. Dumnezeu care a prorocit că îl vindecă pe tata, ne-a mințit. Că tata a murit și m-am dus între ei plângând și am spus, nepoței mei, oamenii ăștia nu au vorbit din partea Domnului. Au fost proroși mincinoși. Pentru că dacă vorbea Dumnezeu, ce-a vorbit Dumnezeu se duce la îndeplinire. Aleluia! Dar pentru că n-avem baze pe ce scrie Biblia, suntem purtați de aceea Duhul Sfânt în 4 Efeseni, versetul 11, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori și învățători, pentru creșterea și desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, ca să nu mai fim purtați orice, de orice vânt și val de învățătură prin viclenia oamenilor, ci credincioși adevărului.